Vâlcea reușit să scoată un punct din deplasare de la Ljubljana, deși a avut mari probleme de sănătate în loc din cauza gripei. Înainte de meci, mai puțin de 9 jucătoare au contractat virusul gripal de tip A și B, iar antrenorul Florentin Pera a avut mari probleme să alcătuiască un prim 7 competitiv. SCM Râmnicu-Vâlcea a terminat la egalitate 28-28 meciul cu Crim Ljubljana din etapa a 4-a în grupele principale ale Ligii Campionilor. Asmael Gaui a marcat 6 goluri din toate acțiuni, Mireia Gonzalez a avut 7 reușite și o prestație foarte bună, mai ales în prima repriză, iar în partea a doua a ieșit din evidență și extrema Marta Lopez cu 4 goluri la final. Au mai înscris pentru campioanele României Da Silva, Trifunovici, Norgard și Liscevici câte 2, Florica Zanfirescu și Badea câte un gol. SCM Râmnicu-Vâlcea mai are de jucat pe teren propriu cu Savehov și în deplasarea de la Ghior și ar putea obține calificarea matematică în sferturile de finală pe 29 februarie de la ora 15 în fața propriilor suporteri.